demersul nostru legat de implementarea unei aplicații prin care să puteți rezerva și achita locul de vânzare al autovehiculului de acasă, din fața calculatorului. Ce părere? Sunt de acord. Deci vi se pare o idee bună? O idee bună, da. Adică, practic, ați putea evita să veniți cu o noapte înainte sau la 3 dimineața, știind că aveți un tichet care poate fi de folos în momentul în care veniți la poartă, l-ați scanat și ați intrat și locul nostru este neatins. Vi se pare o idee bună, nu? Da, ce părere aveți dacă am implementat și un proiect legat de lăsarea autovehiculului aici pe parcursul întregii săptămâni? Adică vânzătorul de autovehicul să aibă posibilitatea să lase acest autovehicul în târg, pe acest loc, sub, bineînțeles, o taxă, o sumă modică, pentru a nu mai fi nevoit să-l aducă de fiecare dată în târg. Ce părere aveți? Vi s-ar părea o idee bună? Adică, practic, să creăm o idee băcăoanului că are posibilitatea să găsească mașini oricând în târg, pentru că aceste mașini sunt lăsate acolo pe baza unui sistem bine pus la punct. Da, e o idee foarte bună. Mi se pare o idee foarte bună, da? Bine, vă mulțumesc foarte mult. Și de aplicația de rezervare și de achitare a locurilor de parcare în târgul auto. Adică, pur și simplu, aveți posibilitatea ca de acasă să vă rezervați și să vă achitați locul de parcare fără a mai fi nevoie să veniți cu o noapte înainte sau cu la 3-4 dimineața, știind că locul dumneavoastră este rezervat. Ce părere? Deci putem intra și noi în rândul orașelor civilizate cu aceste. Asta am vrut să aud, am vrut să văd părerea dumneavoastră, pentru că această părere contează. Dumneavoastră sunteți cei care contribuie financiar la activitatea acestui teren. Da, deci e foarte. Ne-a trebuit făcut ceva în legătură cu dumneavoastră. Totuși, scoate niște bani. Corect. Și vedeai că sunt unii care vin și închiriază, adică închiriază. Speculează, da. Acest lucru s-a eliminat. S-a eliminat, da. Și care și-o pus aici. O mașină ce da, 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 nu știam. Ce am? Logic, când vine cu mașină, punem asta, după aia se plătesc locul. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez spor la vânzare. Am mulțumit la primărie de a rezerva și achita locurile de parcare în sistem online, dacă de acasă. Ok. Se pare da, adică am putea și noi să intrăm în... Mai video, exact, exact. Da. Se evită și speculațiile cu oamenii care vin și parchează pentru a vinde locurile respective. Deci vi se pare o idee? Da. O idee. Da? Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre demersul nostru legat de implementarea unei aplicații prin care să puteți rezerva locul de vânzare a autovehiculului de acasă, liniștit în fața calculatorului și, bineînțeles, achita astfel încât să puteți veni a doua zi fără a mai exista un risc ca cineva să vă ia locul. Ar fi super ok, se poate și de pe telefon? Sigur că da, va putea fi inclusiv de pe telefon. Costuri suplimentare, ceva? Probabil vor fi foarte mici diferențe față de costul super ok pentru toți. Cred că s-ar putea elimina chiar și oarecare specula în care cineva vine și parchează un și automat, cred că ar fi și un număr de locuri și automat, când s-au rezervat toate, să nu mai intre. Exact. Veți putea inclusiv vizualiza tot parcul auto și alege un anumit loc în funcție de nevoile dorite. Vi se pare o idee bună, da? Ok, vă mulțumim foarte mult. Deci 07 plăcere și vă zic.